Supusă, nesupusă. Este o ecuație aproape imposibilă. În ceea ce încercăm să facem, să intrăm după cortină, în cotloanele vieții de familie, în ceea ce încercăm să strigăm pe uliță ceea ce se șoptește în odăiță, ar putea această ecuație imposibilă, cât este o femeie supusă și cât este nesupusă, să fie o temă cât se poate de sensibilă. În imposibilitatea acestei ecuații avem suport biblic foarte serios, pentru că majoritatea dintre noi am putea spune că mă supun dacă mă iubește. E foarte ușor să mă supun dacă mă iubește. După cum bărbații ar putea să spună o iubesc dacă se supune. Ori acest dans în familie este cât se poate de greu de dus. E o coreografie care pare imposibilă, dar nu este neapărat imposibilă dacă încercăm să descifrăm această realitate. Cum ești supusă bărbatului tău? Cum dai acest melos, această muzică a complementarității, a supunerii, dacă, de exemplu, în viața profesională ești manager, dacă cumva ești procuror, dacă cumva ești șef de clinică, dacă ai o poziție într-o ierarhie și când ajungi acasă va trebui să faci această gimnastică a rolului, ar trebui să ieși din rol și să fii mamă iubitoare, înțelegătoare, soție supusă și devotată. Este o coreografie care se învață. După cum, în realitatea în care trăim, și eu am avut parte să parcurg o anume realitate istorică, imediat după Revoluție, am întâlnit și noi ceea ce s-a numit realitatea șomajului. Adică s-a intrat în șomaj și am văzut cum, de cele mai multe ori, dacă amândoi soții au fost în șomaj, ghiciți cine și-a găsit prima slujba. Ghiciți cine a avut două slujbe. Pentru că este probabil în arhitectura maternității, este ceva în capacitatea de luptă ca ingredient în maternitate, o valență, o dominantă care te împinge la luptă, care te scoate în teritoriile bătăliei, chiar dacă bărbatul este vânătorul, bărbatul este cel care ia arcul și pleacă la luptă și femeile rămân acasă, în bătătură, ca să ducă istoria mai departe. Din nou mă întorc și spun, e o anume coreografie care trebuie învățată și care trebuie exersată cu foarte multă înțelepciune. În culturile noastre balcanice avem patriarhatul, dar avem și matriarhatul. Mi-a fost dat să văd în peisajul lumilor islamice cum femeia are o anume condiție și este foarte mult mediatizată oprimarea și victimizarea. Dar știți cum ascultă fiii de mame? Știți cum de fapt sub văl se țese o istorie nu numai a familiei, ci de ce nu, poate chiar o istorie pe care o vedem astăzi în derulare și care este extrem de dramatică. Auzim cu șăgălnicie spus, zic ca el și fac ca mine.
El e capul, dar eu sunt gâtul. O realitate anatomică, pentru că, de fapt, capul se mișcă în direcția în care coloana cervicală dă direcția, nu? Aceste realități pot să fie prezente în viața familiilor noastre și dinamica supusă, nesupusă, e o realitate la care ar merita reflectat. Pentru că poți să fii supusă și poți să dai acest mesaj al complementarității chiar dacă ești director, chiar dacă ești ceea ce noi numim provider, că salariul tău nu se compară cu salariul soțului tău sau invers. Chiar dacă au ajuns copiii tăi în poziții în care acceptă mai greu autoritatea pentru că ei înșiși au ajuns în poziții de autoritate. Mai în glumă, mai în serios, spuneam fiului meu, care se uita de sus la mine, că era înalt. Și spuneam, știi ce? Așa mă urc pe scaun și îți dau două palme ca să vezi proporțiile. Dinamica supusă, nesupusă. Dinamica autorității în casele noastre poate să fie de partea unui adevăr care este esențial și care este revelat.